Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Republica Fantastică România, domnul Ciolacu, șeful PSD, care caută intelectuali și nu oameni politici pentru candidatura la prezidențială de anul viitor, reușește să-și facă totuși timp în această perioadă agitată când caută intelectuali și pentru niște chestiuni economice, pe partea economică. Umblă și caută și a găsit undeva ideile economice ale fostului șef al PSD, domnul Liviu Dragnea. A, bun. Și a zis, ce bun, zici că-s proaspete, hai să le luăm noi. Deci, domnul Ciolacu anunță că după ce preia conducerea guvernului în urma rotativei guvernamentale, că știți că la guvernare este USL 2.0. Și asta cu rotativa sună tare urât. Înseamnă că intrăm și noi în ea. E din interbelic. Da. Da. Și noi o să fim, noi suntem pe ciclu de uscare. Da, păi asta zic. Senzația e că intrăm noi în ea, nu că suntem acolo. Noi suntem la ciclu de stoarcere-uscare. Da. Bun. Deci după ce preia, mă rog, șefia guvernului acolo, PSD va impune ca firmele mari să plătească un impozit special pe cifra de afaceri, așa cum plătești companiile mici. 1% din cifra de afaceri, în loc de 16% impozit pe profit, sau și ăla, și ăla, nu e clar. Oricum, asta sună bine doar dacă, mă scuzați, n-ai nicio idee despre ce vorbești. Practic, domnul Ciolacu, la fel ca și domnul Dragnea, pornește de la presupunerea, așa se înțelege. Poate că am înțeles noi greșit, dar din cum comunică dânsul, așa pare. Că ar porni de la presupunerea că firmele care plătesc impozit pe profit ascund profitul, ca să plătească mai puțin. Ale dracului. Păi știi că statul te consideră hoț, de acolo plec. Ceea ce nu se poate face atunci când ai de plătit o cotă fixă din cifra de afaceri. Asta e mai greu de mascat. Deci cifra de afaceri e cifra de afaceri, pui impozit pe toți banii tot ce tot rulești. Și aia e. Da. La profit mai sunt unii care mai ascund. Adică asta e, președintele PSD și consilierii dânsului își fac socoteala că astfel au dat lovitura și i-au prins pe șnapanii de capitaliști. Asta sigur e valabil, cum am zis, dacă presupui că firmele mari fură în loc să aducă plus valoare economiei românești. Asta este o abordare pur bolșevică a principiilor economice. Să-i prindem pe chiaburi, pe moșieri și asta. Sigur că mai sunt și firme evazioniste, normal că mai sunt. Unii care încearcă să ascundă profitul, să plătească impozite mai mici legal sau prin optimizări legale, că se poate face și prin optimizare legală. Dar pentru asta ai legi, ai ANAF, ai verificări. Că doar nu arunci copilul cu apa din copaie. Și am putea vorbi, de exemplu, despre industria auto din țara noastră, care are o contribuție de 14% în PIB, sau poate chiar mai mult, și peste un sfert, peste 25% din exporturi. Este un sector uriaș pentru România. Ford, Dacia, firme care produc diferite piese pentru companii de afară, ok, din cauza competitivității acerbe la nivel mondial. Din acest domeniu, industria auto are rate mici de profit, de fapt, la cifre de afaceri foarte mari. Dacia, de pildă, a făcut acum un an 498 de milioane de lei profit, la o cifră de afaceri de peste 21 de miliarde. Având nu doar 14.000 de angajați la Mioveni, cred că e al doilea cel mai mare angajator din România, ci și susținând o parte uriașă a economiei românești, prin industria orizontală de piese și servicii. E crucială. Uzinele de Dacia Mioveni sunt cruciale pentru funcționarea economiei. Deci, rata de profit de la Dacia a fost, cred, cam de 2%. Știu eu niște colegi de-ai domnului Ciolacu care nici se dau jos din pat pentru rata de profit de 2%. Ori aplicarea unei taxe de solidaritate de 1%, cum o numea Liviu Dragnea, sau pur și simplu unui impozit de 1% pe cifra de afaceri, cum vrea domnul Ciolacu, înseamnă literalmente înjumătățirea unui profit și așa foarte mic, raportat la magnitudinea cifrei de afaceri. Iar asta, pe cale de consecință, ar putea determina companii de acest gen, cu cifre mari de afaceri și profit mic, să se gândească de două ori dacă mai e cazul să stea în țara asta. Iar pierderile ar fi uriașe, evident. Acum, evident că statul are nevoie de mai mulți bani, întotdeauna. Dar problema e că statul român e și un foarte prost gestionar al banului public, al taxelor și impozitelor plătite de cetățeni și de afaceri. Adică, domnul Ciolacu, în susținerea argumentației sale, a spus că în România impozitul pe dividende e prea mic, de 3 ori mai mic ca în Germania, de pildă. Și da, sunt, așa este, și sunt multe diferențe față de Germania. Dar să luăm numai una, dacă tot vorbim despre bani. De pildă, în România, 37% din veniturile bugetare se duc pe plata salariilor angajaților statului român.
În timp ce în Germania proporția aceasta este de numai 16%. Cu alte cuvinte, guvernarea PSD-PNL cheltuiește cu angajații la stat de două ori și ceva peste cât cheltuiește statul german. Asta e problema când începi să faci comparații cu țările din vestul Europei, ca să mărești taxe și impozite. Că dacă iei în considerare o parte, trebuie să iei în considerare și cealaltă parte. Nu merge doar așa, să alegi numai ce-ți convine. Impozit mai mare pe dividende acolo, ok. Dar și proporție de două ori și jumătate mai mică din veniturile la buget pentru plata angajaților statului german, care oricum cred că e puțin mai eficient decât statul român. Apropo, media europeană este de 23% din veniturile bugetare. Deci în media europeană atâta se plătește, 23% din venituri pentru angajații la stat. În România, la noi? 37%, am zis. A, bun. Deci, uite o idee de a mai face rost de niște bănuți, domnule Ciolacu. Ce ziceți? Mai ales că în 5 ani, cheltuielile cu salariile bugetarilor din România au crescut cu peste 60%. De la 70 de miliarde de lei în 2017 la 112 miliarde de lei în 2021. După cum am observat ieri, domnul acela care era angajat la DSVSA Mureș, fictiv, an și an la rând, dânsului i-a crescut salariul cu 70% în ultimii 5 ani. Chiar dacă nu se ducea la muncă. Adică poate că și de aici se mai pot face niște economii. Și apropo, în primele 10 luni ale anului trecut, statul a cheltuit peste 97 de miliarde de lei cu salariile angajaților săi. E ceva aici, cred. Numărul angajaților statului, pe de altă parte, continuă să crească, ajungând la sfârșitul anului trecut la 1,28 de milioane de persoane, dintre care, potrivit datelor Ministerului de Finanțe, aproape 2/3 sunt în administrația publică centrală. Și evident că administrația publică și societatea și România au nevoie disperată de o reformă serioasă în privința asta, de eficientizare, digitalizare, de o tunsoare zdravănă pentru această claie de angajați care se calcă pe picioare într-un sistem administrativ învechit, ineficient și osificat. Dar asta ar presupune curaj, responsabilitate, viziune politică, ori de unde nu e nici Dumnezeu nu cere, așa că e mai simplu să-i dai cu populisme de-astea, cu impozitarea specială a capitaliștilor veroși, chiar dacă, de fapt, ăștia sunt printre puținii de la care vin banii curați în economie și care sunt printre puținii care și susțin creșterea economică a țării. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.